Decizie controversată în Statele Unite. New Yorkezii pot alege să marcheze cu un X genul de pe actele de identitate. Vorbim despre documentele personale de identificare emise de stat, inclusiv licențe și permise. Noua decizie prevăzută în legea privind recunoașterea genului, care a fost adoptată de adunarea statului în 2021. New Yorkezii non-binari nu mai trebuie să se identifice ca bărbați sau femei pe documentele emise de stat, inclusiv permise de conducere și certificate de naștere. Noua decizie vine pentru a simplifica procedura de modificare a desemnării sexului. Proiectul va intra în vigoare pe deplin la finalul lunii iunie. Pe lângă faptul că le va permite să-și schimbe marcajul de gen, legislația va permite acestora să ateste propria identitate de gen atunci când depun o petiție în instanță sau când actualizează un document de identificare. Ba mai mult, legea va permite părinților să îi aleagă statutul ca tată, mamă sau părinte pe certificatul de naștere al copilului său. În trecut, o schimbare de nume în New York trebuia aprobată de instanță și apoi publicată cel puțin o dată într-un ziar în termen de 60 de zile. Deja mai multe țări au promovat o serie de legi anti-transgender. În luna aprilie, guvernatorul Oklahoma a luat decizia de a semna o lege care vizează interzicerea indicatorilor de gen non-binar pe certificatele de naștere, în timp ce Indiana a interzis femeilor transexuale să concureze în echipele sportive din școlile publice.